În închisoarea Mamertină, Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, face analogie între viața de credință și un război, între armura unui soldat și armura lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, la o simplă citire a acestui pasaj, am descoperit trei mari adevăruri. Fiecare credincios are un război spiritual de purtat. Am văzut că adversarul este puternic, viclean și bine organizat. Dar cu toate acestea, războiul, fiind câștigat deja de Hristos, este câștigabil și în dreptul nostru, dacă îl purtăm cu armele potrivite, cu armele duhovnicești. Apoi am privit la prima piesă a armurii, cingătoarea adevărului sau cingul. Ține minte că cingătoarea ținea la oaltă toate celelalte elemente ale armurii. Sabia era prinsă de cingătoare. Scutul avea un cârlig care se agăța de cingătoare pentru a fi mai ușor de purtat. Sulița avea un alt cârlig care la rândul ei se agăța de cingătoare pentru a fi mai ușor soldatului să o poarte. Și bineînțeles, platoșa neprihănirii era legată, era prinsă în această cingătoare. Astfel, fără cingulum, fără cingătoarea adevărului, soldatul nu ar fi avut nici o șansă în bătălie, deși nu era nemijlocit folosită în luptă. Adevărul cu care am rămas a fost acesta. Fără a fi încinși cu adevărul, adică fără cuvântul lui Dumnezeu operațional în viața noastră, bătăliile în care intrăm sunt pierdute încă înainte de a le începe. Îmbrăcați-vă cu platoșa neprihănirii, continuă lista lui Pavel. Platoșa era numită lorica segmentată. Era făcută din bronz sau din alamă, lucrată de mână, cu modele pe piept, sau făcută din fâșii de alamă, ca niște solzi, prinse între ele cu niște nituri de bronz. Platoșa mai cuprindea și apărătorile de la picioare. Pavel vorbește despre platoșa neprihănirii, ea fiind a doua armă duhovnicească de care are nevoie omul lui Dumnezeu în războiul spiritual în care este angajat. Înainte de a ne uita la această piesă a armurii, trebuie să înțelegem conceptul de neprihănire. Fiind vorba de platoșa neprihănirii, este oricum un cuvânt vechi și un cuvânt de multe ori mai greu de înțeles. Așa că haideți să încercăm să înțelegem acest concept al neprihănirii pentru a înțelege arma platoșei neprihănirii. Platoșa neprihănirii, termenul, la fel ca și termenul de adevăr, neprihănire poate fi înțeles tot în două feluri. Neprihănirea se poate referi la neprihănirea atribuită, neprihănirea lui Hristos, care este trecută în socoteala noastră, singura prin care putem fi justificați înaintea Lui. De cealaltă parte, neprihănire poate însemna și neprihănirea personală, lucru care mai poate fi numit sfințenia personală. Cele două aspecte ale neprihănirii, ale conceptului de neprihănire, de fapt sunt legate între ele și nu se poate face o deosebire clară între ele. Ele merg una cu cealaltă. Și poate cea mai bună ilustrație acestei îmbinări, acelor două fațete ale neprihănirii, neprihănirea atribuită și neprihănirea personală, le regăsim cel mai plastic ilustrate într-o întâmplare relatată în Scripturi, în Zaharia, capitolul 3. Acolo se descrie o scenă în care ni se arată Iosua, preotul lui Dumnezeu, marele preot, care stă înaintea îngerului Domnului și a lui Satana. Satana îl acuză. E bine, scena continuă cu Dumnezeu, cu îngerul Domnului, care îl mustră pe Satana în demersul lui. Apoi, ni se spune că după această mustrare, Îngerul Domnului poruncește ca marele preot Iosua să fie dezbrăcat de hainele lui murdare și îmbrăcat cu o robă de sărbătoare și o mitră curată pe cap. Această îmbrăcăminte simbolizează neprihănirea lui Dumnezeu cu care omul lui Dumnezeu este îmbrăcat. Această robă de sărbătoare și acea mitră curată nu sunt altceva decât ceea ce Iosua, marele preot, a dobândit
de la Dumnezeu, i s-a trecut în socoteala lui. Acesta este și modul în care noi suntem socotiți nevinovați. Atenție, de drept, nu de fapt. Ceea ce mi se pare interesant după această scenă sunt cuvintele Îngerului Domnului, care spun în felul următor: dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Observați, imediat după ce neprihănirea atribuită, roba de sărbătoare este pusă peste marele preot, Îngerul Domnului vine să vorbească despre neprihănirea personală a marelui preot. Da, ești socotit neprihănit, ești îmbrăcat cu acea haină, cu acea robă de sărbătoare, dar nu este dezlegată de căutarea ta de a te sfinți, de a umbla pe căile lui, de a păzi poruncile lui. Ei bine, această imagine întotdeauna se întâmplă așa în politica împărăției lui Dumnezeu, atunci când devenim creștini. Atunci când devenim creștini, suntem declarați sfinți înaintea lui Dumnezeu datorită neprihănirii lui Hristos. Însă această neprihănire atribuită nu este niciodată separată de ceea ce se numește neprihănire personală sau sfințire personală. Și acum, haideți să înțelegem conceptul acesta de neprihănire sau îndreptățire sau justificare. Termenii aceștia sunt sinonimi. Îndreptățirea este actul lui Dumnezeu prin care El declară drept, fără prihană, pe cel care se pocăiește și crede în Domnul Iisus Hristos. Îndreptățirea este un act declarativ. Nu este ceva ce se întâmplă în om, ci ceva declarat cu privire la om. Îndreptățirea nu îl face pe om drept, ci îl declară drept. Persoana îndreptățită nu este dreaptă în sine, ci este îndreptățită în sens juridic, adică din punct de vedere legal nu mai poate fi acuzată, pentru că s-a dat o hotărâre de iertare asupra lui. Persoana este achitată în sens legal. Sau, cum explica Luther într-un mod foarte plastic acest concept al îndreptățirii, citez: păcătoșii, socotiți neprihăniți, sunt asemeni bolnavilor care au fost încredințați unui medic foarte priceput. Ei sunt vindecați nu în fapt, ci în speranță. Ei sunt ca și vindecați fiind pe mâna unui astfel de medic. Păcătoșii, socotiți neprihăniți, sunt neprihăniți nu în fapt, ci în speranță. Am încheiat citatul. Deci, omul neprihănit sau îndreptățit sau justificat este absolvit de pedeapsă și restaurat, îi se restaurează favoarea lui Dumnezeu, el devenind prietenul lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu, moștenitor și toate celelalte beneficii pierdute prin căderea în păcat. Deci aceasta este o primă fațetă a neprihănirii, lucrarea lui Dumnezeu în afara noastră. În afară, Dumnezeu ne trece la socoteală neprihănirea lui Hristos și acest lucru ne modifică statutul. În lăuntrul nostru, în schimb, Dumnezeu lucrează pentru transformarea ființei noastre. În afara noastră, lucrarea ia forma unui eveniment. În lăuntrul nostru, lucrarea Dumnezeu ia forma unui proces. În afara noastră, lucrarea se numește îndreptățire sau justificare. În lăuntrul nostru se numește sfințire. Haideți să ne uităm câteva minute la acest concept al sfințirii, a neprihănirii personale, a sfințirii personale. Subiectul este bogat, vreau doar să punctăm câteva adevăruri înainte de a ne ocupa de arma în sine. Sfințirea. Scriptura este foarte clară și ne spune foarte clar că sfințirea începe odată cu convertirea omului. Apoi sfințirea crește odată cu umblarea prin viață și se sfârșește doar odată cu viața aceasta. Scriptura ne mai spune că sfințirea trebuie să atingă toate domeniile vieții credinciosului. Domeniul intelectual, omul cel nou care se noiește în cunoștință, ne spune Pavel în Coloseni capitolul 3.
Sfințirea trebuie să cuprindă și domeniul emoțional. Ascultați-l pe Pavel vorbind în Efeseni, capitolul 4. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Domeniul emoțional. Sfințirea noastră trebuie să cuprindă și domeniul fizic. Ascultați-l din nou pe Pavel vorbind în Tesaloniceni. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Sfințirea trebuie să cuprindă și domeniul voinței noastre. Ascultați-l pe Pavel vorbind în Filipeni, capitolul 2. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Sfințirea trebuie să lucreze și în domeniul spiritual. Ascultați-l din nou pe Pavel în epistola lui către Corinteni. Să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Deci observăm că sfințirea trebuie să atingă toate domeniile vieții credinciosului. Nu se poate să te sfințești într-un domeniu și să nu te sfințești în celălalt. Apoi, când vorbește Scriptura despre sfințire, mai face o afirmație mare, și anume, Dumnezeu și omul cooperează în procesul sfințirii. Dumnezeu are un rol și omul are un rol. Rolul lui Dumnezeu îl găsim exprimat clar în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 23 și 24. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu este o parte activă în sfințirea noastră, dar și omul are un rol în sfințirea lui personală. Are un rol pasiv. În alte cuvinte, depindem de Dumnezeu să ne sfințească. În Pavel, în Romani 8, versetul 13, spune: dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul, observați, faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Este rolul nostru pasiv. Prin Duhul facem să moară faptele trupului nostru. Dar omul are și un rol activ. Adică trebuie să-și dea toate silințele să asculte de Dumnezeu. Pavel în 1 Tesaloniceni 4:3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de. Trebuie să avem noi un rol activ. Evrei 12:14. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Vedem o responsabilitate a noastră, un rol activ în sfințirea aceasta. Așa că îndreptățirea și sfințirea sunt două fațete ale aceleiași monede. Sunt două fațete ale aceluiași concept. Una fără cealaltă nu există. Una lucrează în afara omului, îndreptățirea, și cealaltă lucrează în lăuntrul lui, sfințirea. Clarificând acest concept teologic, greoi uneori, haideți să trecem la platoșa acestei îndreptățiri, la platoșa neprihănirii și să ne uităm puțin la analogia pe care o face Pavel, să vedem ce putem învăța din ea. Neprihănirea, cu tot ce presupune ea, este privită ca și o armă duhovnicească de către Pavel. Dar nu numai aici în Efeseni 6, Pavel sau autorii Scripturii vorbesc despre neprihănire ca fiind o platoșă. De exemplu, în 2 Corinteni 6, l-auzim pe Pavel folosind din nou imaginea platoșei. Prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Observați? Arme de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Să ascultați în Vechiul Testament, în Isaia, capitolul 59, versetul 17, ni se vorbește despre omul care se îmbracă cu neprihănire ca și o platoșă și își pune pe cap coiful mântuirii. Observați, imaginea nu este nouă la Pavel. Încă din Vechiul Testament, neprihănirea, îndreptățirea lucrată de Dumnezeu, este privită ca fiind o platoșă, ceva care protejează. Platoșa neprihănirii. Care sunt analogiile cu lupta credinței? Haideți să ne uităm la câteva dintre ele. Odată, platoșa soldatului roman
care îl păzea, presupunem, pe Pavel în închisoarea Mamertină. Platoșa era foarte frumoasă, era elaborată și strălucitoare în lumina zilei. Sunt mărturii istorice care menționează strălucirea armatei în bătaia soarelui, o strălucire ce îți lua privirea. Am putea spune că la fel stau lucrurile și cu îndreptățirea lui Dumnezeu. Este platoșa neprihănirii, nu uităm. El, Dumnezeu, a măiestrit un plan de mântuire unic și perfect. Perfect drept, făcând totul pentru noi. Diavolul este unul care lovește din nou și din nou, până când penetrează inima cu acuzații calomnioase, defăimătoare. Scopul diavolului este să penetreze, să imobilizeze inima omului, îndepărtându-l de neprihănirea lui Hristos, prin descurajare și împingere la păcat. Dacă nu ai platoșa neprihănirii fixată la locul ei și să nu uităm, asigurată de cingătoarea adevărului, suntem o pradă ușoară în fața acuzaților calomnioase care încearcă să ne străpungă inima. Imaginea este puternică. Platoșa protejează inima, acolo unde se cuibăresc toate acuzațiile celui rău. De aceea, să nu uităm, platoșa neprihănirii este asigurată, este fixată în cingătoarea adevărului, deci în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, uitați-vă cum cuvântul scris al lui Dumnezeu, cingătoarea adevărului, ține la oaltă platoșa neprihănirii. Câteva exemple din Scriptură. 2 Corinteni 5, versetul 21. Pe cel ce n-a cunoscut păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Cuvântul ne vorbește despre faptul că nu am dorit să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el, ci ca să fim, ci suntem neprihănirea lui. Observați cum cuvântul lui Dumnezeu întărește, ține platoșa neprihănirii, să știm că suntem, am primit neprihănirea lui Dumnezeu. Un alt exemplu, Roman capitolul 5, versetul 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos, ascultați, pentru toți și peste toți cei care se încrede în El. În alte cuvinte, ce ne spune cingătoarea adevărului care ține platoșa la locul ei? Ne spune că îndreptățirea lui Dumnezeu aparține tuturor acelora care și-au pus încrederea în Hristos. Un alt exemplu, tot din Roman 5, versetul 17. Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur, care este Iisus Hristos. În alte cuvinte, când credinciosul asimilează adevărul justificării sale prin credință, va domni în viață. Poate trăi asigurat fiind, ca un biruitor, că neprihănirea lui Hristos îl acoperă. Să mai dăm încă un exemplu. Îl găsim în Isaia 51. Ascultați-mă, voi care cunoașteți neprihănirea, popor care ai în inimă legea mea. Nu te teme de ocara oamenilor, nu tremura de ocările lor, căci va mânca molia ca pe o haină și va roade viermele cum roade lâna. Dar neprihănirea mea va dăinui în veci și mântuirea mea se va întinde din veac în veac. În alte cuvinte, justificarea prin credința în Domnul Iisus Hristos, îndreptățirea, este permanentă, este indestructibilă. Și am putea continua. Psalmul 37, căci brațele celui rău vor fi zdrobite, dar Domnul sprijinește pe cei neprihăniți. În alte cuvinte, Dumnezeu este preocupat de binele celui neprihănit. Din păcate, prea mulți creștini umblă copleșiți de vinovăție. Lucru care, în ultima instanță, poate deveni fie o jignire la adresa lui Dumnezeu, la adresa jertfei lui Dumnezeu, jertfei lui Hristos, fie o piatră de moară pentru umblarea ta cu Dumnezeu.
fie amândouă. Platoșa neprihănirii are rolul să protejeze. Așa că, câteva gânduri aplicative. Platoșa neprihănirii ca și armă are de-a face, deci, cu o atitudine mentală riguroasă cu privire la cine ești tu în Hristos. Când ai înțeles și ai personalizat conceptul de neprihănire, vei primi siguranța de a păși înainte, ca un biruitor. Nici o condamnare, nici un gând de vinovăție, nici o acuzație falsă nu va pătrunde în inima ta, pentru că ești acoperit cu platoșa neprihănirii care ți-o dă Hristos. Tu ești îndreptățit, ești achitat, ești iertat. S-a declarat cu privire la tine o soluție de iertare, o afirmație de iertare. Deci platoșa neprihănirii are de-a face întâi cu o atitudine riguroasă mentală. Știi cine ești și ce ai primit. Dar în al doilea rând, platoșa neprihănirii ca și armă mai poate fi și o motivație puternică înspre o conduită onorabilă înaintea lui Dumnezeu. Sau altfel zis, platoșa neprihănirii poate fi o resursă puternică pentru urmărirea sfințirii. Lucru care lasă pe diavol cu tot mai puține prize de care să se agațe de tine. Sfințirea zilnică diminuează puterea lui Satan asupra noastră. Platoșa neprihănirii poate constitui și o motivație puternică înspre a-L onora pe Dumnezeu cu viața ta. Am fost impresionat de această ilustrație, de această povestire adevărată a unei femei a lui Dumnezeu care a venit la noi în țară la o conferință. Este vorba de Jill Briscoe. Și la conferința ei povestea o întâmplare crucială, vitală din viața ei la terminarea liceului. Cuvintele acestea au rămas agățate de mintea mea și mă urmăresc și sunt o resursă pe drum. Întâmplarea este foarte simplă, dar foarte puternică. Era în ultimul an de liceu și se îndrăgostește de un băiat care nu era credincios. Sigur că familia, tatăl și sora ei i-au spus: te joci cu focul, nu este bine, te pui în pericol. A refuzat să asculte. Se termină clasa 12 și urmează banchetul de sfârșit de an. Și la banchet mergea cu prietenul ei. Înainte de plecare, înainte de ieșirea din casă, ne povestea, vine sora ei la ea și spune: Jill, gândește-te bine la această seară. Fii foarte atentă. El nu este credincios și s-ar putea să-ți ceară să faci lucruri nepermise cu el. S-ar putea să-ți ceară să trăiești cu el. În momentul în care Jill îi spune: fii serioasă, în toate lunile acestea de prietenie nu mi-a cerut așa ceva, el este altfel decât ceilalți. Nu cred că o să facă una ca asta. La ieșirea din casă, sora lui Jill îi spune: Jill, gândește-te la ce o să-i faci lui tata. Povestește Jill că a trântit ușa și a plecat la banchetul de sfârșit de clasa 12, de sfârșit de liceu. Lucrurile au decurs bine până mai târziu în seară, când, spre surprinderea ei, prietenul ei începe să-i facă avansuri și să-i ceară o relație intimă cu ea. Moment în care toate gândurile, toate cuvintele de acasă vin peste ea și îl refuză. În momentul refuzului, băiatul se uită la ea cu dispreț și spune: ce? Ți-e frică de ce o să-ți facă taică-tău? Și Jill povestea că în acel moment, ca un ecou puternic, i-au venit cuvintele sorei ei: ai grijă de ce o să-i faci lui tata. Moment în care Jill prinde putere și îl respinge și spune: nu mi-e frică de ce o să-mi facă tata mie. Mi-e frică de ce am să-i fac eu lui. Despre aceasta vorbește sfințirea noastră, îndreptățirea. În felul acesta poate fi o motivație puternică în a-L onora pe Dumnezeu, pentru că orice păcat
săvârșit. Este o dezonoare la adresa lui. Gândește-te ce-i faci tu lui Dumnezeu, cum îl dezonorezi în fața întregului univers, când tu alegi să-i calci poruncile. Este o motivație în sensul că nu ți-e frică de ce o să-ți facă el. Și ar trebui să-ți fie frică de ce-i faci tu lui. Așa că platoșa neprihănirii este o atitudine mentală riguroasă. Știi ce crezi, știi ce ai primit, știi că ești acoperit. Din punct de vedere legal, ești nevinovat și nu dai voie celui rău să-ți străpungă inima. Și în același timp, știind ce ai primit, spui: nu vreau să-i fac una ca asta tatălui meu. Este o motivație de a asculta de el. Și până la urmă, ca de fiecare dată, ascultarea de poruncele lui Dumnezeu îți face bine în primul rând ție, înainte de a-i face bine lui. Pentru că până la urmă și ascultarea de el are niște beneficii asupra ta. Și aș vrea să încheiem cursul de astăzi doar citind un capitol din Cartea Proverbelor. Proverbe, capitolul 10. Este o odă adusă neprihănirii cu ambele aspecte ale ei. Neprihănirea atribuită și neprihănirea personală. Ascultați aceste versete și uitați-vă la portretul omului neprihănit, omului îndreptățit, și uitați-vă la beneficiile neprihănirii. Ascultați câteva versete din Proverbe, capitolul 10. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe, se dă singur de gol. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde silnicie. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Limba celui neprihănit este argint ales. Inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor, fiindcă n-au judecată. Celui rău, de ce se teme, aceea îi se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în țară. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți. Te-ai regăsit în portretul acesta? Te bucuri de câteva din beneficiile celui neprihănit? Dacă da, ești îmbrăcat cu platoșa neprihănirii. Dacă nu,
ar trebui să-ți opui.